E o bucurie din nou să fiu împreună cu dumneavoastră, cu Biserica Speranța la închinare și să putem împreună să împărtășim despre dragostea autentică. Dar în înainte vreau să vă mulțumesc frumos pentru rugăciunile dumneavoastră care ne-au însoțit către Ucraina. Am fost în Harkov, am fost în Izum, în locuri pe care le-ați văzut la televizor, foarte, foarte distruse, oameni foarte disperați, și cu ajutorul Domnului am adus-o un strop de speranță. Au spus oamenii de acolo că suntem singurii români care am ajuns la ei. Și am zis, nici nu-i de mirare la 20 și ceva de ore de condus, cred că ajung oamenii foarte rar aici în zona aceasta și mai ales că linia de război nu era foarte departe de noi. Într-o parte la linia de război și în cealaltă parte era granița cu Rusia. Dar m-am bucurat că oamenii l-au primit pe Domnul sus. Și împreună cu alți câțiva frați care am fost acolo, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am dus uh, mâncare mai multă la vreo 2000 de oameni pe care am putut să-i ajutăm acolo și le-am vestit Evanghelia. Și printre altele oameni care au fost mântuiți, au fost oameni vindecați oameni care au venit în cârje și de-abia veneau și au plecat cu cârjele sub braț. Dumnezeu este acela și chiar în condiții din acestea care sunt foarte grele pentru ei să vedea durerea. Mă uitam la fratele păstor de acolo din Harcov să bucura când vedea pe o persoană că mânca o înghețată pe stradă și de dea de când și au zis, ui frate Orațiu, cu ieșit să mănânci o înghețată. Și am zis, wow, să te bucuri de lucruri simple. Și -o zis, la noi, de mult, de multe, multe luni, n-am mai și nimeni pe stradă să mănânci o înghețată. Să-l vezi așa că a ieșit și și-a cumpărat un sandviș și a zis, wow, e lucru mare. Și am zis, oare nouă, cine lipsește să ne bucurăm? Că avem mult mai mult decât au ei acolo. Avem mult mai mult decât au ei acolo. În primul rând avem pace. Dar mă gândeam la cel freamă din interior care câteodată e mai grav și mai dureros decât un război. Să fii, un război, să fii tu în război cu tine și să nu ai pace. Un mesaj la care i-au răspuns a fost un mesaj pe care l-am avut atunci când a coborât Domnul Iisus în milul cu ucenicilor după ce a înviat și sus a spus, pace vouă. Un cuvânt atât de străin pentru ei. Pace vouă. Îi mulțumim Domnului a fost cu noi și la plecare, și la întoarcere, cu evenimente. Bineînțeles că cel rău nu doarme, lucruri care s-au întâmplat pe parcurs, dar întotdeauna Dumnezeu trasează o graniță până unde să se întâmple anumite lucruri. Și atunci știm că toate lucrurile sunt în control. Dar mi-aduc aminte de o imagine a unei doamne de acolo în vârstă, era undeva la 75 de ani și nu putea să se ridice. O dureau foarte, foarte tare genunchii, picioarele și mă un pic în picioare, iar trebuia să se așeze. Și era undeva de o parte, am vorbit cu dânsa, mi-am rugat pentru ea și am zis, îmi dați voi să vă iau în brațe. Și când traducătorul i-a zis lucrul ăsta, s-a uitat ochi, în ochii mei, parcă înțelegeam ce vreau să zică, și a zis, pentru asta fac tot posibilul să mă ridic. Și a făcut un efort, s-a ridicat în picioare, așa m-a strâns. Și spunea că asta face mai mult decât o plasă cu mâncare. Și am zis, ce înseamnă un gest simplu? Care noi oamenii ne lipsim de astfel de gesturi. Și ne lipsim de astfel de gesturi la noi acasă, la noi în familie. Unii sărbează astăzi, 14 mai, ziua familiei. Dar dacă v-ați uitat în calendar, e ziua tatălui. Și am bucurat când copiii mei mi-au zis A, la mulți ani tatăl nostru bine binecuvinteze Mulțumim că ești tatăl nostru Ah, super Și cadourile când vin Adică e plin podul de mulțumim frumos, așa, știi? Și e ziua Tatălui pentru unii astăzi. Un pasaj frumos din Efesen, capitolul 5, vorbește soților. Și spune, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. E pe ei vreunul care s-a la nivelul ăsta? Nu e. Pune mâna jos, că mai avem de învățat. Să vă iubiți soțiile, cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea. El s-a dat pe sine pentru ea. Și spune unul dintre bărbați sos, care era un consiliere, Păi și ce vrea acum? Dacă mor pentru ea, eu ce mai am? Sau ia ce mai are? Și am zis, nu vorbim despre asta. Nu vorbim despre asta. Ești tu gata să mori față de tine și să o pui pe ea pe locul întâi? Ca asta a făcut de fapt Hristos. S-a dezbrăcat de sine, s-a dezbrăcat de gloria Lui și a devenit asemenea oamenilor. Și el ca să vină pe pământ ăsta să moară față de realitatea lui glorioasă. Și în discuțiile și în certurile noastre, de multe ori, bărbații de cei care, ah, am fost tare, i-am zis-o și de data asta, iar am avut dreptate. Dar de fapt noi nu ne dăm seama că de fiecare dată când unul crede că o câștigat, de fapt au pierdut amândoi. Pentru că nu-i concurs, nu e nici o competiție a intra într-o relație de căsătorie. Cel care își iubește soția se iubește pe sine. Și poate zice, păi am văzut o grămadă de bărbați egoiști <laughs> care să iubesc doar pe ei. Cuvântul sine înseamnă mai mult decât niște pofte. Și doar cu cuvântul acesta, cu altă ocazie, avem un seminar despre ce înseamnă cu adevărat sinele sau întâlnirea cu mine, de fapt. Pentru că dacă eu mă iubesc cu adevărat pe mine, sinele acela, voi ști cum să mă compor cu soția mea. Pentru că sinele acela din mine este într-o conectare directă cu Hristos. Soților, iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. O aud pe scumpa mea de foarte mult, o zice, vreau un pic de dulceață. Un pic dulceață. Și îmi spune, ăsta e tonul. Da, dar tonul vine cu multe în spate. Tonul face muzica. Dar tonul meu, ca frecvență, vine împreună cu mai multe lucruri și când merg așa niște cuvinte înspre ea, nu neapărat jignitoare, dar sunt aspre. Și vezi, acum parcă am un șmirgă lângă mine. Iubiți-vă soțiile și nu fiți aspri cu ele. Este traducerea nouă. Și mă gândeam acum de ziua tatălui sau de ziua familiei. Cum am putea să ne exprimăm noi dulceața, în mod special soții, față de soțiile lor? Ce s-ar întâmpla ca să mai reducem din tonalitate, să vorbim așa undeva, nu la do de sus, undeva pe la mi, poate așa, știți? De la mijloc. Da. Re, bun, și mai bun. Du-te la do de jos atunci, te duci acolo în umilință, smerenie. Scriptura vorbește, supuneți-vă unii, unii altora. În dragoste nu există frică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că tot în dragoste, și această dragoste acoperă o mulțime de păcate. Dar v-ați gândit vreodată, de fapt, ce este dragoste? Foarte mult sunt dragoste, ai un sentiment, e emoție. Dar dacă citim, de fapt, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că este o emoție? Sau este o persoană? Tot Ioan spune că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Și înseamnă că orice copil născut din nou, orice copil care îl cunoaște pe Domnul și este copilul lui Dumnezeu, ar trebui să aibă o dragoste autentică, adevărată. Pentru că. Atunci când dragostea aceasta autentică vine, dragostea față de frați, în primul rând, este fără ipocrizie. Dragostea față de frați este fără ipocrizie. Și primul frate sau prima soră din biserică este soțul și soția mea. Să fie fără ipocrizie. Oare de câte ori a spus soției ce-o vrut să audă soților, dar voi de fapt n-ați fost de acord cu ce a zis? De câte ori a spus ei niște lucruri pe care ea a vrut să le audă, dar voi a știut că nu a simțiți? Și de câte ori ai fost prins cu asta? Pentru că se simte dragostea autentică. Pentru că noi bărbații foarte mulți fiind foarte cognitivi, foarte cerebrali, vrem să comunicăm inimii soției noastre, dar nu merge varianta asta. Pentru că să simt lucrul acestea. Și este o poruncă, dragostea de frați să fie fără ipocrizie. De ce am jucat? De ce ne-am pune măști? Mai ales când venim la într așa întâlnire frumoasă, în adunare. De ce ne-am pune măști când ne întâlnim într-un alt context? Și aici mă comport într-un fel, în contextul acela mă comport în alt fel. De ce ne este greu să fim noi înșine? Păi nu vrem să vadă că avem slăbiciuni, așa e. Și vrem să demonstrăm. Mă. Și atunci îmi spunea cineva, uh, domnul consilier, vedeți ce spuneți: că dacă scoateți ceva negativ despre mine, ea o să folosească totul împotriva mea. Și eu eu sunt foarte atent ce vorbesc, că totul se va întoarce împotriva mea. Vă repet versetul din 1 Ioan. În dragoste nu este frică. Așa ceva n-ar trebui să existe să mă turisesc că am o slăbiciune. Să mă că am greșit. Ar trebui să facă parte din viața cotidiană în familie. Pentru că dragostea aceasta autentică vine de fapt dintr-o inimă curată. Nu are cum că o dragoste autentică să vină din ceva murdar. Nu are cum. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Și acolo la inimă, de fapt este problema. De acolo încep lucrurile în viața noastră să capete nuanțe de gri. Pentru că Domnul Isus vorbește despre acel om bun. Călvez, că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Dintr-o inimă curată a inimii lui. Și imediat îți dai seama despre dragostea autentică din viața lui. Dragostea autentică îndepărtează nesiguranța. Și indiferent ce vine după asta. În momentul în care o soție se simte nesigură, când se află într-un context în care lucrurile nu sunt clare și tu îi pretin să te mai iubească când toate emoțiile ei și toți senzorii ei spun că ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine. În momentul în care urmează dragostea aceasta autentică, îndepărtează frică. N-ar de ce să-mi fie frică. Pentru că oriunde o duci tu, o duci în locuri în care ei nu-i va fi rău. N-ar de ce să se teamă. Nu are de ce să se teamă. Făceam multe teste cu scumpa mea soție și îmi ziau de mână și închide ochii. A, chiar așa te urmează acolo dragostea mea. Te voi duce în locuri așa cum Domnul s-a zis, El mă paște în pășun vers și mă duce la numai la ape de odihnă. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, El este cu mine. Pentru că -mi o îndepărtat această nesiguranță, mi nu mi frică. N-ar de ce să-mi fie frică anxietate, frustrare, atacuri de panică. De la ce? În urmă cu mai mulți ani aveam niște prieteni undeva în apropierea Bucureștiului și sora atunci când a născut, așa a fost că s-a luat curentul în sala de nașteri și medicul i-a prins cu forcepsul un pic capul uh, fetiței lor și-o paralizat-o pe viață. Când ne-am dus noi la ei, avea undeva la vreo șai, 14 ani fetița aceasta, nu vorbea, nu mergea, era pur și simplu o legumă acolo. Dar avea așa o grijă mama de fata aceasta. Dar mergeam la ea în cameră, acolo niștită și făceam cu mâna mea pe mâna ei și începea să-i lumineze ochii. Ilumina ochii și începea să zâmbească așa cum știa ea. Se bucura că era ceva acolo care ei, îi, făcea plăcere. n de ce să se teamă că a venit cineva care o iubește. Și era iubită în condiția aia ei acolo, era iubită. Și atunci, persoane care sunt și trăiesc lângă noi, să trăiască ele cu anxietate, că, oai, vine soțul de la, de la servici, oare ce va face, oare în ce stare va fi, oare cum o să va simți, oare ce îmi va zice, oare ce nu-i convine și tot felul de gânduri de genul acesta, nesiguranța respingerii, să simți că ești iubit chiar și atunci când ai greșit. Unul dintre metodele care le-am văzut în o vreme foarte greșite în disciplinarea copiilor. A greșit? Îl izolez. du te tine în cameră, închide ușa, stai acolo și meditează. Să mediteze la ce? <laughs> Du-te meditează la ce ai făcut. De ce să găsească data viitoare alte variante? La ce să mediteze? Copilul ăla atunci, în momentul ăla, are nevoie de dragoste. Chiar și când a greșit. Pentru că nu e așa că ne iubește Domnul și când greșim. Nu e așa că suntem luați în brațe de Domnul Isus și în momentul în care am păcătuit și am greșit. De ce l-am izolat pe copil? De ce l-am trimite? du de aici, pleacă de aici. Loc atunci, el atunci are nevoie de dragoste. Pentru că dacă încep să faci lucrul acesta cu el, el va crede că va fi iubit doar când va face bine. Când nu mai face bine, nu mai e iubit. Și încep în viața lui să se dezvoltă niște tipare foarte greșite. De când primești dragoste, când nu primesc dragoste. Dragostea autentică nu are, nu este o sinusoidă. Este permanență. Cât de mult mi-a greșit soția, cât de mult i-aș greși eu ei. Ea tot mă iubește. Pentru că dragostea aceasta îndepărtează și nesiguranța depresiei. De ce sunt oamenii tristi? foarte mulți oameni trăiști. De ce sunt trăiști? Pentru că nu sunt iubiți. Știați că de fapt nu există întuneric, nu? Este doar lipsa luminii. De ce sunt oamenii în depresie? Că nu sunt iubiți. Că nu au lumină. Că nu au acceptare. Nu ai vă să generalizez la toți e așa dar la o majoritate covârșitoare, lipsa dragostei îi împinge pe oameni în depresie, în izolare. Și dragostea autentică poate să îndepărteze lucrul acesta. Poate să îndepărteze lucrul acesta. Dragostea mai face ceva. Îndepărtează puterea păcatului. Dragostea acoperă o mulțime de păcate. Nu le mușamalizează, e diferență, le acoperă. Și în 1 Corinteni 13 vorbim că dragostea acoperă totul. Nu se vorbește în public despre ce s-a întâmplat acasă. Că din păcate unii nu știu chestiunea asta. Și își rufele în public, de față cu alții și se umilesc reciproc. Nu, nu, dragostea acoperă. S-au întâmplat multe lucruri de multe ori când soției mele nu era foarte onorată că era momentul la soția mea și era în soției. ei. Dar nu a făcut praf în public. Predicuța a urmat acasă. Dacă vrei să-l schimbi un om, nu ca să-l manipulezi în public și să-l faci praf în public. Dragostea acoperă. Dragostea acoperă. Dragostea acoperă toate greșelile. Și atunci când se mai întâmplă din când în când, că îi spuneam cuiva, eu cu soția mea nu, ne-am cetat, am avut doar și intense. Și am zis, da, e biblic. Am zis, nu e biblic, că nu au avut și ucenicii un viu schimb de cuvinte. Și noi avem la fel. Un viu schimb de cuvinte. Avem părtășii intense. Dragostea acoperă toate greșelile. Și atunci, în momentul acela, când avem părtășia intensă, de ce începem și mergem în trecut și iar mai pescuim și iar le aducem greșelile de acum o lună, două, nouă? Pentru că vrem să ne scoatem pe noi în evidență, cine suntem noi cât de mult mai rănit și să spun cât de rău ești tu. Dragostea nu face așa ceva. Dragostea nu face așa ceva. Dragostea acoperă. Puterea mâniei. Ați văzut un om care este foarte iubit acasă, dar e foarte mânios? Este contradicție de termeni. E o contradicție de termeni. Nu are cum un om iubit să fie plin de mânie. Nu are cum un om iubit imediat să-i țară țandăra. Imediat să fie pus tot pe scandal. Imediat să fie tot uh, și defensiv. Nu. Și când îi văd pe oamenii aceștia, asta îi întreb. Ai fost iubit? Ești iubit. Mă întâlneam zilele acestea și cu niște familii și îmi spuneau și-o sfatăreață trebuie să neapărat să punem acea regulă în familie care ne-a spus-o de fapt. De 10 ori, 90 secunde să ne lăuăm brațe. Și o să știi că nu greu. Știi că nu greu. Și asta de ce e greu? Și eu că nimeni nu mi-a zis lucrul ăsta. Și a venit de acasă, nimeni nu m-a luat în brațe. Nimeni nu m-a luat în brațe. Și zis, mă duc să mă duce la pe tata și stă ca o stană de piatră. Cum dintr-o să încep să iau eu? Știi ce, Dumnezeu este dragoste. El este în tine, acolo. Una dintre virtuțile roadei Duhului Sfânt este dragostea. Adică noi avem atâtea tur să iubim și să învățăm și pe alții să iubească, pentru că avem pe Domnul Isus și ne-a pe Duhul Sfânt în noi. Rebeliune. Încearcă mulți să-și ducă pruncii, la toți, psihiatri, psihoterapeuți, toți să vadă de ce se manifestă copilul în halul ăsta. De ce numai al nostru, eu de tot timpul -mă, mă cheamă diriginta la, 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 școală. Frate, ăsta are nevoie de, are nevoie de consiliere. Și știi zice hai tu întâi. Haideți voi întâi. Să-mi spuneți, cât de mult este iubit copilul vostru? Cât de mult este ascultat copilul vostru? Să-i băgați în gură, că nu are drept de veto, nu are drept de apel, absolut deloc. Ești copil, ascult că sunt mai mare, ți-am zis, pun gata, pa, afară, ieși. Pe tonul ăsta nu are cum să meargă către Domnul. Nu are cum să simtă iubit, acceptat. Și atunci va face ce firea lui îl îndeamnă să facă să se răzvrătească. Și va căuta să-ți capteze atenția. Cum? Făcând prostioare. Făcând lucruri care pe tine te vor deranja. Și tu zici, e obraznic. Dar el nu, el vrea să strige. El vrea să strige. Tata, am nevoie de tine. Falimentul imoral. Ne gândim de ce România în Europa este pe locul întâi la mame minore. Parcă era vorba că suntem o țară creștină, nu? Și suntem pe locul întâi la mame minore în Europa. Oare de ce? Oare de ce? Din cauza lipsei dragostei. Pentru că acea fată, dacă nu o găsește acasă și dacă nu este iubită autentic de tatăl ei, va căuta dragostea așa cum consideră ea că este dragoste. Și mai ales lumea în care trăim a definit dragostea în fel și chip. Numai Hristos nu. Și atunci acolo a alergat. Și au venit atât de multe femei care acum erau în sumăritate. Asta a fost viața mea în trecut. Nu a venit o odată să mă ia în brațe. Nu mi-a dat o sărutare pe frunte. Nu mi-a zis că sunt, e, sunt, mândru de tine, draga mea. Niciodată. Și atunci, doamna, unde m-am dus? Înspre imoralitate. Ipocrizie. Pentru că părinții nu mai au timp de copii, încep copiii să-i joace. Și cum îi joacă, îi minte la greu pe părință. Deci atât de mult a început să facă minciunea parte din viața adolescenților de astăzi, încât a devenit un mijloc de comunicare aproape desăvârșit. Și părinții nu-și dau seama că trăiesc în ere diferite. Și îi cred tot de la copiii lor. Și nu se mai implică. Să vadă că ceea ce zic ei este real sau nu. Și ușor, ușor îi împingem, în lipsa implicării noastre, să devină ipocriți cu diplomă. Și copiii ăștia vor crește. Și vor fi cei mai buni actori. Și cum te poți baza pe un actor? n -ai cum să se bazezi pe un actor. n -ai cum să se bazezi pe o persoană care nu-i sinceră, care nu este onestă. Și de fiecare dată va căuta doar să-ți intre în grație. Nu pentru că ține la tine, pentru că ține la el. Și atunci dragostea va nenoroci acest flagel al ipocriziei și al minciunii. Pentru că ești de acolo implicat spunea băiatul nostru mai mare, era într-o clasă aproape că la liceu și spunea, mărturisea, mama, tata, așa vroiam să mă duc odată, mă duc să încerc și eu o țigară, mă duc să beau și eu ceva odată, că știu, mi a zis, am fost la biserică, dar vreau să vă și-o mâi. Doi, n-am putut să o fac niciodată. Când vroiam să mă duc, parcă ceva mă trăgea în spate. Nici cum n-am putut să mă duc. Și tot timpul răsunau în minte cuvintele tale, mama. Dragoste autentică îl ține pe copil în siguranță. Dar toți au televizoare, toți au laptopuri, toți au telefoane, toți au jocul ăsta cu sânge, toți au joc, toți, toți, toți. Și tu zici, păi da, să suntem noi mai catolici ca papa? Hai să lăsăm și noi pe copilul ăsta așa. De când îți face societatea ordine în familia ta? Ori votat-o că vor să facă lege și vor să facă ordine în familia noastră. Nu o face. Pentru că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea guvernului. Dumnezeu mie mi-a dat copiii ăștia. Și când mă voi duce acolo sus, vă mă întrebat de copii, ce ai făcut pentru ei? Ce ai făcut pentru soția ta? Ce ai făcut pentru copiii tăi? Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipi, mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Dragii mei, vin vremuri mult mai grele. Ce a fost COVID-ul și ce trăim acum a fost doar încălzirea. Vor veni vremuri grele. Dar încă mai avem un pic de liniște ca să putem să deosebim lucrurile de valoare față de lucruri care sunt non-valori. Și asta să le aducem la noi acasă. Valori să le aducem la noi acasă. Pentru că toate aceste valori pe care noi încercăm să le punem în familia noastră îi vor pregăti. Pentru ziua în care va veni Isus Hristos. Toate astea cer un preț. Întrebarea se pune, suntem gata să plătim prețul? Suntem gata să plătim prețul acesta? Pentru că vorbim, nu vorbim de o educație, nu vorbim de o diplomă, vorbim de veșnicia copiilor noștri. Ei, vor, ei trebuie să aibă gustul cerului de acasă. De acolo să simtă, mi-aș dori să fiu acolo. Mama și tata mă conduc, mă călăuzesc înspre cer. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult. Toți creștem diferit, dragii mei. Dar important este să crești. Important este ca mâine să faci un pas mai mare decât o fost ieri, decât o fost alaltă ieri. Ideea este, du-te în ascensiune, nu neapărat 90 de grade, să fie o ascensiune în viața ta. Să începi să te investești. Spunea un copil și lucruri pe care le vreau cel mai mult din familia mea, este să-l văd pe tata cum o iubește pe mama. Atât vreau. De fapt, asta vor toți copiii. Ei se vor simți în siguranță în momentul în care îi vor vedea pe mama și pe tata că să iubesc. Dar nu că să iubesc cum stă pe un fotoliu pe celălalt și merg pe Facebook. Aia nu-i dragoste. Relație, zâmbet, râd împreună, vorbesc împreună, să ia un braț împreună. Lucrurile astea transmit copiilor siguranță. În momentul în care noi purtăm de grijă inimilor celor de lângă noi, cuvântul Domnului spune să nu renunțăm să ne adunăm la o la altă. Așa cum aici facem. Și și celor de pe internet care ne văd, poate din diferite motive, sunt acasă. Dar aici este biserică. Aici. Ei stăruiau în părtășia frățească. Așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții. E un pic cam greu să încurajăm unii pe alții online, că sunt totul vorbe, nu sunt emoții. Poți să trimiți ce mesaj vrei, Că una este un mesaj pe care eu îl citesc și contează prin ce ochelari îi văd atunci, prin ce stare sunt în momentul în care mi-l trimiți și altfel când sunt lângă tine și mă uit în ochii tăi și vezi și simți că ți spune spun din dragoste. Cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În zilele noastre, avem mai multă încurajare decât am fi avut nevoie acum 20 de ani, decât am avut nevoie acum 30 de ani. Pentru că ziua se apropie și sunt semne când e foarte, foarte aproape. Și spunea cineva, a, las că așa și de la trecută că e foarte, foarte aproape. Am zis, suntem mult mai aproape decât al alte ieri. Suntem mult mai aproape decât acum 5 ani, acum 10 ani suntem mult mai aproape. De ce nu am intensifica încurajarea și de ce încurajăm distanțarea? De ce nu ar trebui să mergem treptat cu lucrul acestea? Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul pământului, a viacurilor, a vieții noastre și întâlnirea cu Domnul Iisus, de ce ne distanțăm? Că ar trebui să ne apropiem tot mai mult. Cum port de grijă? Spunând adevărul, în dragoste, să creștem în toate privințele, în El, care este capul și anume Hristos. Acest că am devenit foarte sensibil nu mai poți să-i spui la celălalt, pe fratele poți să că se supără, imediat să simte lezat, imediat să se dă, da, spui tu mie, dar ce eu că eu nu știu? Și ușor, ușor devenim foarte aroganți. Devenind aroganți, nu mai percepe mesajul. Devenind aroganți, susurul blând care vrea să-mi comunice mie un adevăr, nu-l mai aud. Nu-l mai aud. Pentru că aroganța mea e atât de puternică încât a anihilat orice susur din preajma mea. Dragilor, spuneți-vă adevărul în dragoste. Pentru că toți greșim în multe feluri. Toți greșim. Nu există o persoană de ei să nu greșească. Spuneți adevărul în dragoste. Și nu luați ceva personal, a, ai ceva cu mine. Ai mai zic, ai ceva cu mine am ceva cu tine, vreau să moștenești cerul cu mine, asta am cu tine. Există o răsplătire, dragă. Porți de grijă oamenilor, există o răsplătire. Și Domnul spune așa, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uită lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, prin faptul că a slujit pe sfinți și continuați să o faceți. Dragii mei, am renunțat să mi pe Sfinț. Am renunțat să mi pe Sfinț. Și ne concentrăm atât de mult pe noi, și începem ca Sfinții Noștri să aibă alte forme date de noi. Mi-a plăcut de o fetiță la școală Duminicală când a fost întrebată. Cine sunt oamenii ăia pictați pe geam într-o biserică? Și zis, sunt oameni prin care trece lumină. Sunt oameni prin care trece lumină. Ăștia sfinții pe care noi toți trebuie să-i slujim. Să vă slujiți unii altora. Purtați-vă sarcinile unii altora. Și aceea este o slujbă? Nu trebuie să predici? Nu trebuie să cânți neapărat aici în față? Slujiți-vă, purtați-vă sarcinile unul din altora. Este o slujbă duhovnicească. Să porți de grijă de sfinți și spune Dumnezeu, nu este nedrept să uite lucrul acesta. Și vei fi binecuvântat acolo unde te afli tu. Pe mulți i-am întrebat, parcă m-a Domnul, parcă m-a uitat Domnul, mă tot lup de eu să fac, să dreg. Și am zis, tu când ai făcut un lucru bun? Când ai slujit tu o vreodată? Când te-ai dus odată să fii voluntar la niște sfințișori? Când a fost? Eram lângă Harkov și am vizitat un centru de plasament cu copii cu dizabilități psihice. Dragii mei, deci atât de mult îmi plac copiii aia cu autism, și cu sindromul Down și multe altele. Când au văzut oameni străini, mai ales că sunt deci din România, au început să să zâmbească și o să fac cu mâna. Dar copiii ai de acolo aveau nevoie de slujire. Aveau nevoie de slujire. Și nu te poți înțelege cu ei. Dar inimile știu să comunice. În orice limbă vreți dumneavoastră. Inima va comunica. Am stat foarte puțin acolo, câteva ore. Veneau tot mai mulți, s-adunau tot mai mulți și vreau să intre în poze și zâmbeau și vreau să-ți facă cu mâna și vreau să lipească de tine. Pentru că au văzut, oh, cuiva îi pasă de noi. Nu suntem uitați aici. Cuiva îi pasă de noi. Dumnezeu nu este nedrept, dragii mei. Dacă nu arătăm dragoste, sunt consecințe, să știți. Cine din 1 Corinteni 13, de 1 la 3. Eu l-am făcut foarte sumar. Sunt o aramă zgomotoasă. Doar fac zgomot și atât. N-am nicio valoare doar fac zgomot și atât. Sunt un chimval zângănitor. N-am niciun sunet plăcut. Nu este plăcut la urechea nimănui așa ceva. Dacă nu am dragoste. Nu suntem nimic. Și Iutura spune, dacă cineva crede că e ceva, să <laughs> înșala marnic. Din păcate, toți ne credem, și are vorbind dintre, către tați, din păcate sunt mulți șefi în loc de soți și tați acasă. Pentru că eu sunt cineva aici în casa asta. Nu, nu, autoritatea se câștigă, nu se impune. Autoritatea se câștigă, o ai de la Dumnezeu, dar trebuie să o și câștigi de la cei de lângă tine. În momentul în care vrei să demonstrezi că ești cineva vine vinibilă și spune ești un mare zero. Fără Hristos și fără dragoste ești un mare zero. Nu câștigăm nimic. Așa sunt doar patru de așa scurte. În momentul în care refuz să ai cu adevărat o dragoste autentică. Atunci dacă nu ai o dragoste autentică, stau să mă întreb, oare unde e Hristos în viața ta? Pentru că poți să vii la închinare, poți să cânți până nu mai poți. Avea profesorul Talos de la seminar de la București și spunea, știi ce? Suna plev, suna tablă, totul suna tablă. Când nu pui inimă și când nu ești autentic, totul doar suna doagă, sună tablă, nu-i nu nimic plăcut. Dragii mei, tați, soți, soții, mame, în vremurile în care trăim, copiii noștri și cei din jurul nostru au nevoie de dragoste mai mult ca oricând. Și știți de ce? E gratis. E gratis. Veneam pe drum de la Ucraina și mă gândeam ce am făcut? Cât de mult am putut să, să facem? Numai în Harkov sunt un milion șapte sute de locuitori. Cine a la două mii? Ce e aia? Ce e aia? Dar este gândește aici în, în, Timișoara. Eu l-am deja pe Iisus cu mine. Am dragoste, om de la El, e aici în mine. De ce nu pot să o dau mai departe? Ce mă costă să o dau mai departe? Dar de fiecare dată vine cel rău și spune atunci când ai dragoste, o să fii fleț, o să profite toți de tine. O să te calce toți în picioare. Și ce la fel a făcut și cu Isus. La fel a făcut și cu Isus. Dar Dumnezeu meu spune: El nu este nedrept să nu mă răsplătească. Și va veni vremea răsplătirii. Dar până atunci sunt chemat să iubesc necondiționat pentru ca să o face El cu mine în fiecare zi, în fiecare moment din viața mea. Totuși mă rog pentru familiile de la Speranța, ca Domnul să, nu să, Doamne, pune dragoste, nu, e acolo deja dragostea. Doamne, dă-ne înțelepciune să o putem să o punem în negoț. Să o putem să explorăm dragostea pe care tu deja ai eșizat-o noi. Noi deja avem această dragoste. Și ajută-mă, era o cântare foarte frumoasă, vreau să iubesc pe frații mei, cu tot ce au mai bun în ei. Știți că cel de lângă dumneavoastră, cum unde stați, are ceva bun în el. Are ceva bun în el. Soțul, soția, copiii, vecinii, știți de ce au ceva bun în ei? Că au fost creați după imaginea și asemănarea lui Dumnezeu. Căutați acel bun, acel frumos și începeți să-l explorați, să-l ridicați la suprafață. Și veți vedea cum lucrurile din jurul dumneavoastră vor începe să înfrunzească, să înverzească altfel. Dar o să -l binecuvinteze și o să -l binecuvinteze familiile de la speranța. Amin. Amin.